Județean Bistrița Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan. Preacucernici părinți, protopop, preacucernici părinți, domnule ministru, domnule prefect, domnilor primari, domnilor parlamentari, domnilor comandanți, domnilor ofițeri, veterani de război, stimați de oficialități, dragi militari și stimați cetățeni locuitori ai județului Bistrița Năsăud. Citind adânc în inima românilor, Octavian Paller a sintetizat trăirea sufletului nostru. România este patria mea, restul sunt doar țări. Închei citatul. Suntem fix la 100 de ani de cel mai important moment al existenței noastre ca popor, Marea Unire de la Alba Iulia. Dar unirea nu s-a întâmplat pur și simplu. De la Mihai Viteazul, la Moș Tănase Tudoran și Horea Croșca și Crișan. De la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, la Revoluția Pașotistă și la unirea Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza, fiecare picătură de sânge, zvârnire de revoltă și curaj au pus o cărămidă la Marea Unire de la Alba Iulia. Nu putem uita data de 14 august 1916, ziua în care România intră în război, cerând marilor puteri Unirea Transilvaniei și cu Bucovina. Nu putem uita vreodată sacrificiul zecilor de mii de suflete ale fraților noștri. De peste Carpați, care și-au găsit sfârșitul în tranșee pentru a pune granița României unde este locul. Nu putem uita drama tinerilor transilvaneni, obligați să lupte sub însemnele armatei austro-ungare împotriva fraților români din legat, veniți să elibereze de sub jugul habsburgic iubita noastră Transilvanie. Noi nu avem dreptul să uităm vreodată de bistrițeanul nostru, Alexandru Vaida Voivod, care la 22 octombrie 1918 dă dovadă de un curaj aproape sinucigaș, citind în Parlamentul de la Budapesta declarația de liberă determinare a românilor din Transilvania, în baza căreia Transilvania s-a rupt de Imperiul Habsburgic și s-a unit cu România. Nu avem nicio scuză să nu știm că Enea Grapini, unul dintre cei 12 fondatori ai Consiliului Național Român de la Arad, principalul organism care a stat la baza Marii Uniri, s-a născut în Rodna Vechea, Comuna Șanț de astăzi. Intenționat, l-am lăsat la urmă pe un bistrițean născut la Milaș, a cărui rol în învârtirea Marii Uniri a fost determinant. Episcopul cardinal greco-catolic Iulu Hosu. El a sfidat total puterea Imperiului Habsburgic, trimisind o circulară clerului și poporului din întreaga eparhie cu un mesaj clar. Nici un român din Transilvania să nu mai recunoască statul maghiar de la Budapesta. Când a încheiat citirea rezoluției Marii Uniri de la Alba Iulia, episcopul Iuliu Hosu a completat. Citez. Fericit am vestit hotărârea judecății lui Dumnezeu prin reprezentanții a toată suflarea românească. Fericiți voi care ați pecetuit pe veci unirea cu țara mamă. O viață întreagă veți mărturisi cu mândrie. Și eu am fost la Alba Iulia. Fiii voștri vor chezeșui puternici și fericit, rostind, și părinții noștri au fost la Alba Iulia. Voi sunteți marea armată a sufletelor alese a neamului nostru. De acum o Românie mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și pe credința poporului său. Închei citatul. Secole la rând am fost despărțiți de frații noștri, iar episcopul ortodox al Caransebeșului, Miron Cristea, care va deveni ulterior patriarhul României, a subliniat ce ne-a făcut să rezistăm în tot acest timp. Citez. Lungă a fost robia noastră a românilor din Ungaria și Transilvania, care a durat 1000 de ani. Dar puterile neamului românesc nu au putut fi zdrobite pentru totdeauna. Din contră, mulțumită puternice însușire a poporului de a spori văzând cu ochii, s-a împlinit față de noi cuvântul poetului. Barbarii vin, barbarii trec, românii petrece. Și unde unul a căzut, răsar în locul 10. Am încheiat citatul. Importanța bistrițenilor la făurirea României mari nu se oprește aici. Cel care i-a mânat regelui Ferdinand I și guvernului României, în numele celor 4 milioane de români din Arcul Carpatic, pergamentul pe care era consemnat actul oficial de unirea Transilvaniei cu România, a fost Alexandru Vaida Voivod. Bistrițanul nostru a devenit ulterior premier al României timp de 3 mandate. Am spus toate aceste lucruri, dragii mei, pentru a sublinia importanța moștenirii a bistrițenilor. Oameni demni cu frică de Dumnezeu și iubire de semeni, care atunci când a trebuit nu s-au dat înături să-și pună viața în joc pentru viitorul copiilor lor și a României. Avem de luat un exemplu de bărbăție de la acești mari oameni de stat. De la militarii morți în tranșeele primului război mondial,
și la toți cei care au fost dispuși să riște totul pentru o idee dincolo de interesul lor de moment. Au riscat totul pentru ca noi, astăzi, să fim liberi în țara noastră. Și-au dat viața pentru a ne da nouă o viață și o țară în care niciun român să nu mai fie slugă sau să plece capul în fața altor neamuri. Au plătit cu sângele lor prețul libertății, iar noi toți le suntem datori să ducem moștenirea demnității lor mai departe. Cel mai mare atentat la adresa personalităților care ne-au modelat istoria este să ne hulim țara. Să ne hulim români pe români. Actrița Oana Pelea are un citat care trebuie să ajungă la urechile tuturor celor care spun că iubesc România și românii. Citez. Dacă îți înjuri țara de dimineața până seara, e ca și cum te-ai înjura în oglindă. Am încheiat citatul. Nicolae Pitulescu spunea, citez, destinul e scuza celor slabi și e opera celor tari. Am încheiat citatul. În 1 decembrie 1918, noi ne-am creat destinul. La fel ca atunci, astăzi, la 100 de ani, dăm veste lumii și celor care vor să îngenuncheze România că noi nu am murit. Noi suntem aici și nu vom pleca capul în fața nimănui decât a bunului Dumnezeu. Noi toți suntem reprezentanții unui popor cu un trecut de care putem fi mândri și cu un viitor care stă în mâna noastră. Trebuie doar să urmăm sfatul unui intelectual de stânga, născut pe meleagurile noastre, profesor universitar dr. Vasile Sebastian Dâncu. Citez. Acțiunea este calea regală de a face politică. Nu gargara, nici sloganul, nici frazele sfărăitoare. S-au sărit zilnic la gândul adversarilor. Acțiunea. Închei citatul. Noi românii nu am fost singuri în istoria noastră. Dumnezeu ne-a fost alături de zeci de secole, pentru că noi nu am cotropit alte neamuri și nu am ucis pentru averi și teritorii. Indiferent cât au luptat imperii mari să ne subjuge, ele au dispărut, iar noi am rămas în picioare. Ele mai există doar în cărțile de istorie, iar noi suntem vii aici și acum. Asta este moștenirea care am primit-o și o lăsăm generațiilor viitoare cu litere de aur. Să fie demn, curajos și cu frică de Dumnezeu. Vă mulțumesc dumneavoastră, românilor adevărați din județul Bistrița Năsăud, care prin tot ceea ce faceți cinstiți jertfa strămoșilor noștri, prin munca pe care o depuneți zi de zi, înnobilați țara noastră și sunteți modele pentru copiii și tinerii noștri. Ei au cea mai mare nevoie să cunoască România reală, pentru ca să știe pe ce principii să își curească drumul în viață. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că a decis să mă nasc aici. Pentru mine, cel mai frumos loc de pe pământ. Îi mulțumesc pentru cinstea de a vă putea reprezenta pe dumneavoastră, cetățenii județului Bistrița Năsăud, oameni care îi respect și iubesc cel mai mult în această lume. În an centenar, îmi doresc să impunem și să primim respect din partea altor state reprezentante în Parlamentul European. Nu accept ca niciun politician european să ne consideră cetățeni de mâna a doua. Resursele noastre sunt bune, dar când e vorba de drepturi egale cu ale celorlalți, cetățenii ai Uniunii Europene, noi am fost tot timpul pe lista de rezervă. Noi, cei mulți și simpli, trebuie să luăm atitudine față de Europa, dar și față de liderii care ne reprezintă acolo și unor o fac cu privirea în pământ. Am un singur îndemn la demnitatea noastră ridicată din noi acum 100 de ani. Ridicați-vă, români! Ridică-te, România! Să stăm drept în fața lumii, să stăm demni în fața Europei. Dumnezeu să binecuvinteze județul nostru, Dumnezeu să binecuvinteze România și pe românii de pretutindeni, la mulți ani români, la mulți ani România. Așa să ne ajute Dumnezeu.